Salutare copii! Suntem din nou împreună la o nouă lecție din ghiozdanul cu obiective de dezvoltare durabilă, din care o să scot chiar acum obiectivul cu numărul 14, viața acvatică. Câteva dintre temele acestui obiectiv sunt prevenirea și reducerea poluării marine, gestionarea și protecția durabilă a ecosistemelor marine, conservarea zonelor costiere și asigurarea unui pescuit durabil. Suntem într-un decor natural, așa cum bine se poate vedea, pe marginea unui râu și ne vom referi astăzi la protejarea și restaurarea ecosistemelor din jurul unui râu, desigur. Poate vă întrebați ce legătură are un mic râu cu mările și oceanele. Copii, știm că mările și oceanele primesc apă proaspătă din fluvii, ce sunt colectorii tuturor râurilor. Dacă acestea din urmă sunt curate și ecosistemul din care fac parte este protejat, contribuim la diminuarea poluării marilor întinderi de apă. Bucureștiul, capitala noastră, ca și alte capitale europene, are șansa extraordinară, copii, să fie străbătută de un râu, și anume râul Dâmbovița. Astăzi, copii, ne-am oprit chiar pe cursul râului Dâmbovița, undeva în județul cu același nume. Vrem să cercetăm în detaliu toate aspectele legate de felul în care este îngrijit și protejat acest râu. Vom analiza în detaliu această apă curgătoare din următoarea perspectivă. Cât de curat și îngrijit este acest râu înainte de a intra în București, acolo unde este sursă de alimentare cu apă, dar și ce uriaș potențial turistic generează, care, deocamdată, nu este exploatat. Râul Dâmbovița este unul important în rețeaua de râuri din România, pentru că trece prin capitala țării și este afluentul Argeșului, iar acesta, din urmă, este colectat de Dunăre, care se varsă în Marea Neagră. Deci, prin modul în care protejăm râul și ecosistemul acestuia, contribuim la ape marine curate. Dar haideți, copii, să aflăm mai multe informații despre acest râu. Dâmbovița izvorăște de sub Vârful Roșu, din Munții Făgăraș, vârf aflat la o altitudine de 2240 de metri, și începe ca un mic pârâu, se îndreaptă spre zona estică și după aceea coboară relativ domol pe Valea Dâmboviței până la vărsarea în Argeș și în dreptul localității Budești. Sunt câțiva afluenți importanți pe care îi primește Dâmbovița, și anume Râușor pe partea dreaptă, dar pe partea stângă Valea Largă, Râul Alb, Ilfov și Colentina, care trece și prin București și este unul dintre afluenții importanți ai acestui râu. În afară de București, râul Dâmbovița străbate mai multe localități, comune și sate, și hai să vă enumăr câteva. Dragoslavele, Stoienești, Cetățeni, Malul cu Flori, Voinești, Mănești, Dragomirești și Budești. Apropo, ce de mai ești! Noi acum, copii, suntem chiar în localitatea Malul cu Flori. De aici se filmează această lecție de pe cursul râului Dâmbovița. Capitala țării, București, vedeți, copii, tot cu ești, râul Dâmbovița o străbate pe o lungime de 22 de kilometri, pe diagonală de la nord-vest spre sud-est, și are potențialul de a deveni diametrala verde a orașului. Un proiect ambițios dezvoltat de Asociația Ivan Pațaichin, Mila 23, împreună cu alte ONG-uri. Știu că fiecare dintre voi aveți în localitatea voastră o apă curgătoare. Știți despre ea, știți cum se numește, cunoașteți aspecte legate de albia minoră, majoră, sol, zăvoi? Haideți cu noi în această aventură și poate vă inspirăm! Astăzi vrem să aflăm cum arată râul Dâmbovița aici, în dreptul localității Malul cu Flori, aflată la circa 100 de kilometri de București. Pentru asta le-am invitat pe Georgiana și Bianca, eleve la școala Cândești. Bine ați venit, fetelor! Astăzi o să cercetăm împreună cu voi aspecte legate de albia minoră, majoră și tot ce ține de relief, vegetație, faună, soluri. Bianca, tu o să cercetezi aspectele legate de albia minoră a râului Dâmbovița, adică partea mai adâncă a văii, acoperită permanent cu apă, și părțile sale laterale, care pot avea apă numai o anumită parte din an. Este săpată de obicei în aluviuni și mai rar în roca dură.
Iar tu, Georgiana, vei cerceta și vei colecta date în acest tabel despre albia majoră, cea care reprezintă părțile laterale ale văii, mai dezvoltate în suprafață și care sunt acoperite de apă doar în timpul viiturilor. Fetelor, ați înțeles ce aveți de făcut? Da. Dăm drum la treabă, la cercetare? Ok. Aveți 10 minute la dispoziție. 3, 2, 1, start! În condiții normale, albia unui râu bine îngrijit ar trebui să nu conțină deșeuri, vegetația să fie întreținută după reguli silvice, malurile râului să fie consolidate în anumite porțiuni, iar balastul din albie să nu fie exploatat după bunul plac al locuitorilor din zonă sau a celor care dețin balastiere, ci respectând regulile care se impun în astfel de cazuri. E o treabă extrem de serioasă ce fac fetele acum. Abia aștept să vină cu rezultatele, să vedem ce au găsit. Copii, ultimul minut! Fetele, stop! Haideți încoace, vă rog! Au strâns și ceva deșeuri, văd. Fetelor, văd că ați adus și ceva deșeuri. Mă bucur că nu le-ați lăsat acolo unde le-ați găsit. Nu era parte din misiunea voastră, dar e foarte important ce ați făcut. Bravo, excelent! Haideți să le punem jos, vă rog, și să vedem ce ați cercetat, ce ați găsit în urma cercetării. O să începem de la albia majoră, Georgiana. Te rog, cât de largă este lunga? 20 de metri. Erau deșeuri? Ai găsit deșeuri? Plastic, textile, carton, bucăți de lemn. S-a excavat în zona aceasta, lungii? Da, locuitorii au luat nisip. Văd urme de lucrări? Oamenii au făcut amenajări? Da, s-a făcut un zid pentru a nu veni apa în sat. Un zid de protecție. Ce arbori ai descoperit în zonă? Anin, salce, muri sălbatici. Bun. Sunt deșeuri în zona pruntului, Georgiana? Da, plastic, textile, aluminiu. Da, văd aici că ai găsit tot felul de deșeuri. Spune-mi, te rog, dacă ai observat deșeuri cu conținut de pesticide. Da, sticle, bidoane foarte multe. Bun. Păsări, insecte, mamifere. Da, păsări, albine, buburuze, salamandre, melci. Dacă sunt cetățeni pe care ai văzut făcând diverse activități. Da, am văzut foarte mulți oameni relaxându-se, stând pe pătură. Erau câțiva la scăldat, nu? Da. Dar și la pescuit. Da. Ai văzut și la pescuit. Mulțumim! Ai strâns foarte multe date, mulțumim pentru tot. Mergem la albia minoră acum. Să vedem în albia minoră, Bianca, ce adâncime a apei? Adâncimea variază de la 1 metru la 30 de centimetri spre maluri. Ai constatat, apa este curată? Apa este plină de impurități. În ea se află mătasea broaștei, care a apărut în urma aruncării deșeurilor în apă. Bun. În albia minoră s-a excavat? Ai văzut urme de excavare sau de... Nu s-a excavat deoarece nu se poate intra cu utilaje în această zonă. Este vegetație lemnoasă adusă pe apă, adusă de ape mai ales? Da, crengi, trunchiuri de copaci. Bun, deci ai găsit vegetație lemnoasă. Sunt deșeuri în apă? Da, sunt foarte multe deșeuri, precum sticle, doze, haine. Bun, multe, multe deșeuri. Ai găsit și deșeuri de pesticide. Noi suntem într-o zonă pomicolă aici și oamenii folosesc pesticide. În apă nu am găsit. Nu ai identificat astfel de obiecte. Ai observat pești sau alte vietăți în apa râului, Bianca? Nu am observat și cred că este din cauza aruncării deșeurilor în apă. Foarte multe deșeuri care sunt aduse în aval, după cum vedem. Mulțumesc, Bianca! Datele pe care le-ați colectat sunt foarte valoroase, Georgiana, Bianca, pentru a ne face o părere cum este la momentul acesta apa râului Dâmbovița, dar și albia majoră. Câteva concluzii pe care le-aș putea trage nu arată totul așa cum ne-am dori. Sunt foarte, foarte multe deșeuri aduse din amonte. Asta face ca apa să fie foarte poluată. În ce privește albia majoră, da, este nevoie să îmbunătățim aspectul albiei, să lăsăm să crească sălbatic totul, dar să nu avem deșeuri, să nu folosim albia în alte scopuri decât acela de a
proteja cumva satul, utilitățile, drumurile împotriva viiturilor. Mulțumim, fetelor, ați făcut o treabă excelentă, să ne reîntoarcem și să găsim un râu mai curat. Mulțumim! Mulțumim. Cum putem acționa noi pentru a proteja tot acest ecosistem? Ține și de noi și de autorități să păstrăm locurile acestea curate. Orice acțiune care poluează apele ar trebui imediat stopată. Fie că vorbim de acțiuni ale cetățenilor sau ale companiilor care își desfășoară activitățile în apropierea râurilor. Dacă fiecare comunitate ar fi un inel dintr-un lanț și fiecare inel ar fi mereu lustruit și îngrijit, atunci am avea un râu ca un lanț strălucitor de argint, cu apă potabilă, ca pe vremuri. Da, pentru că pe vremuri apa Dâmboviței era atât de curată încât sătenii, dar și bucureștenii, o beau direct din râu. Legenda spune că apele Dâmboviței l-au determinat pe celebrul cioban Bucur să se stabilească pe locurile actuale ale Bucureștiului. Pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, apa Dâmboviței a fost chiar elogiată. Dâmbovița, apă dulce, cine o bea nu se mai duce. Și cumva de se va duce, înapoi iar îl aduce. Dincolo de istorie, astăzi noi, locuitorii fiecărei localități de pe cursul acestui râu și al oricărui râu din țară, trebuie să păstrăm apele curate, să protejăm și să restaurăm ecosistemele naturale ale râurilor, adică albile și apele, vegetația, fauna acvatică și cea a zăvoailor și să ne bucurăm de darurile oferite de natură. De ce? Pentru că râurile curăță aerul, absorb dioxidul de carbon, reglează nivelul apelor subterane, participă la circuitul apei în natură, mențin viața animalelor și fertilitatea solurilor. Ele reprezintă sursa de apă potabilă a fiecărei localități. Iar vorba aceea, mergând pe firul apei, vom avea în final mări și oceane mai limpezi și mai pline de viață. Pe curând, copii!